Sunt la București, la mine e 7:22 de minute, duminică seara, 11 septembrie. Am avut zi de odihnă azi, dar am avut și momente de tensiune pentru că am așteptat cu nerăbdare și am privit cu teamă transmisiunea live a primarului de Sângerei. Am uitat cum îl cheamă, de la Pepeni, de la adunarea consătenilor mei, a pepenenilor și pepenenilor, care au ieșit în fața casei de cultură, ci că în semn de solidaritate cu învățătorii și mai ales cu învățătoarele, hărțuite, ci că de Oleg Cernei, consilier raional, consilier local în sat și colega lor, ba chiar numit prin ordinul doamnei Rudei, Liuba Rudei, numit în funcție de vicedirector sau ce, director adjunct, ceva de felul ăsta. Conflictele cu Oleg Cernei sunt mai vechi, au fost, mi-amintesc, și la grădiniță, și în campanie electorală, și cu actualul primar Rotaru. Chiar și eu am avut niște altercații cu el, ba mă mângâia și mă lăuda, ba mă ataca, mai ales în mesaje private. De aceea eu păstrez distanța și nu prea interacționez cu el. Dar acum ce văd ce se întâmplă în sat, mi se pare de-a dreptul un război. Și războiul se pare că se dă între două tabere, tabăra primarului Oleg Rotaru și tabăra lui Oleg Cernei, care nu are suită ca Rotaru, pentru că nu are funcție. Probabil de asta și-a dorit să se angajeze la școală, dar are susținători, persoane care îl susțin tacit sau care îl aplaudă, distribuie live-urile lui, comentariile, posterile lui. O parte dintre susținătorii lui sunt fictivi, creați chiar de el, pentru că Oleg Cernei are apucăturile astea să-și facă conturi false și să se dea drept femeie, să se dea drept bărbat, să se dea drept Consiliu Raional. Are și nesimțirea să publice pe diverse grupuri, inclusiv pe grupul ăsta frătește în care sunt în direct acum, să publice din numele Consiliului Raional, chiar dacă el e doar unul dintre cei câți o fi acolo, 25 de aleși. Eu nu pot să fiu o persoană neutră, nu pot să mă bag să încerc să fac medierea acestui conflict, mai ales că văd că e un conflict politic, că de fapt prin această tensiune continuă sau a început campania electorală pentru alegerile locale care vor avea loc peste un an și la care probabil Oleg Rotaru va dori să-și păstreze mandatul sau să-l transmită cuiva de încredere, iar Oleg Cernei va dori să ia locul, cum se întâmplă deja de câțiva ani. Deci e o bătălie politică între doi politicieni care o vreme erau împreună, în pas, nu? Chiar dacă Oleg Rotaru începuse ca independent, după aceea a aterizat la Partidul Democrat, pentru că aceia erau la putere, după aceea a semnat tot felul de declarații unioniste, ca după aceea să-l vedem alături de Maia Sandu și poate chiar declarat membru al Partidului de Guvernare acum, alături de el fiind și Oleg Cernei, care era unul dintre liderii activi ai organizației PAS din Sângerei, dar acum se pare că a rupt relațiile cu partidul după ce, zice lumea, nu i s-a dat niciun fel de funcție și a rămas doar consilier local la el în sat și consilier raional, iar el ar fi vrut poate să-și asigure ceva mai serios, mai cu salariu la vârsta noastră înaintată. Deci eu nu pot să fiu mediator în conflictul ăsta pentru că sunt și eu politician, nu am de gând să merg în sat să candidez nici la Consiliul Local, cele raionale sper să se desființeze, să se împlinească și visul lui Oleg Cernei.
și nici la funcția de primar de Pepeni, dar sunt totuși politician, am candidat de atâtea ori, am mers în sat chiar acum un an, în vara anului trecut, să fac campanie electorală pentru partidul cu care concuram și deci n-aș fi credibil, n-aș fi potrivit. Etic nu-mi permit să o fac pe mediatorul și nu știu cine ar putea să facă mediere în condițiile în care și preoții din sat sunt contestați pentru că aparțin de biserici diferite și învățătorii, iată, sunt implicați în conflictul ăsta, ca să zic așa, clasa intelectuală a localității. Și primarul e partizan, a condus chiar evenimentul de azi, meeting-ul de azi, a chemat lumea la meeting, mă așteptam să fie mult mai rău, dar din ce am văzut din transmisiunea primarului de Sângerei Covaliov, mai degrabă acesta, credinciosul, în numele Domnului, incita mai mult decât primarul Rotaru. De altfel, pe Rotaru l-am văzut mai ieri cum îi dă peste mână lui Cernei și sare telefonul de mână, în incinta primăriei, și asta e foarte grav și asta poate cumva l-a timorat, l-a speriat pe Rotaru. Și de asta azi a fost cumva mai cu minte, pe când Covaliov era mai aproape de microfon în transmisiunea ceilalți și s-auzea mai des și l-am perceput ca fiind mai partizan. Pentru că sunteți deja 50 de persoane care se uită la mine, vă anunț că această intervenția mea vrea să fie interactivă, adică puteți să comentați pe chat și aș putea să afișez, iată așa, comentariul vostru. După cum vedeți, nu vă afișează nici numele, nici poza, dar comentariul vostru îl afișează. Sau chiar puteți să intrați cu mine în studio folosind linkul de sub acest video. Sper că apare sub video în descriere. Sus, deasupra videoului, apare un link în descriere și puteți să intrați și de pe telefonul mobil și de pe computer ca să participați în discuție și mai sunt vreo 5 locuri, adică pe lângă mine poate să mai vorbească vreo 5 oameni. Vă rog totuși să păstrați decența, limitele bunului simț și limitele legale mai ales, să nu incitați la ură, la violență, că de asta m-am temut cel mai tare când vedeam că se anunță lumea supărată pe Oleg Cernei, pe unii îi auzeam înjurând și amenințând că haideți să-l blocăm, să-l alungăm din sat și tot așa, unii ți-au să-l urce în microbuz și să-l trimită din sat și asta ar fi fost ilegal. Deci mă așteptam că la meeting-ul de azi anume despre asta să se vorbească cel mai mult. Totuși, spre satisfacția mea și uimirea mea, totuși am văzut că oamenii au vorbit decent, extraordinar a fost discursul doamnei Rudei, care a fost principala vinovată în ultimul conflict, că ea l-a angajat pe Oleg Cernei, dar în 25 de minute cât a avut intervenție doamna la microfon, a explicat cum s-a întâmplat și e extraordinar că apar astfel de conflicte, pentru că aflăm dedesubturile democrației de pe plai, în ce fel în sistemul educațional din Republica Moldova se fac numiri, angajări, destituiri din funcție prin apel de sus, telefonic, prin insistențe, prin șantaj. Și asta mi se pare foarte grav. Oricum, e bine că măcar acum doamna Rudei povestește. Sper că tot ce spune ea e adevărat. Și sper că cei de la Ministerul Educației și cei de la Direcția Educației de la Sângerei au văzut asta și vor interveni ca să schimbe situația. Ca cei vinovați de acele presiuni, de acele mixtiuni politice în procesul de angajare și de destituire din funcție, denumire în funcție de director adjunct într-o instituție de învățământ, să fie pedepsiți, să fie eventual înlăturați din sistemul educațional pentru că îl compromit. Deci, mi-a părut revoltător totuși că atunci când, iată, ruda mea, Gheorghe Lopotencu, a ieșit fără microfon, deci nu l-a auzit foarte multă lume, cel puțin aici la mine, la București, nu prea se auzea la boxe, dar am deslușit totuși că el îndeamnă să nu-l lase pe Cernei să intre în școală, să nu-l lase să intre în primărie și ceva de felul ăsta.
Și nimeni nu i-a zis că asta ar fi ilegal, nimeni nu l-a avertizat că dacă ar face chestia asta ar intra în conflict cu legea penală, pentru că e privarea de libertate a omului. Și privarea de libertate nu înseamnă neapărat să-l bagi după gratis sau să-l închizi la tine în beci, ci și să nu-l lași să intre în școală, să iasă din primărie, să meargă pe stradă. Asta tot privarea de libertate înseamnă și tot încălcarea articolului 5 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, și pentru asta există pedepse penale grave. Nimeni nu l-a avertizat despre chestia asta, iar primarul de Sângerie i-a zis: bravo, extraordinar discurs al lui Badea Ghiță Lopotenco. E descalificant și pentru neamul meu Lopotencu și pentru primarul de Sângerie, care ar trebui la aproape un sfârșit, la aproape un mandat de primar, să fi înțeles ce drepturi are și ce e interzis de lege. Dar n-ar fi prima oară. Covaliova, Arcadie Covaliova, a recidivat. Mă amintesc în timpul pandemiei, când eram toți în lockdown, dar el făcea promovarea unui eveniment religios de la o răstignire din marginea Sângereiului, și ceremonia aceea de preoți religioasă a trecut prin tot orașul. Și pe bună dreptate atunci Covaliov a fost amendat pentru că a făcut chestia asta, a tolerat acea întrunire ilegală pe timp de pandemie, pe timp de lockdown, a promovat-o pe internet. Nu știu cum s-a întâmplat, se pare că el a rămas amendat sau a contestat și a obținut anularea acelei amenzi. Totuși ăsta e stilul lui. Și i-am comentat acolo în transmisiunea aceea live, el imediat s-a dus și s-a plâns fostelor mele profesoare sau consătene din sat și acelea au reacționat în fel și chip, în dependență de cât de inflamate erau de conflictul ăsta. Deci participanții la acel meeting au înțeles că eu aș ține cu Oleg Cernei. Nu mi-e simpatic nici Cernei, nici Oleg Rotaru, și aș vrea doar ca din acest incident, din acest conflict, să înțelegem până unde se întinde democrația, libertatea de exprimare. Deci, repet, cred că e bine că apar astfel de conflicte, pentru că, iată, vine inspecția financiară și vin altfel de controle și aflăm despre felul cum s-au cheltuit bani la primărie, cum s-au cheltuit bani la școală. E bine că se mai critică unii pe alții, pentru că aflăm, de exemplu, cum Oleg Cernei îl învăța pe Arcadie Covaliuc să scrie în acte motorină în loc de benzină, sau invers, ca să mai facă niște mișmașuri. Și asta mi se pare simptomatic pentru niște politicieni și pentru niște demnitari de stat locali, de nivel local deocamdată. Dar e bine să se știe că nici ceea ce face Oleg Cernei, că hărțuiești în mod privat, că îți creezi conturi false, și l-am surprins și eu fiind admin pe grupul ăsta, am șters câteva comentarii de ale lui în care divulga date personale despre persoane care îl criticau, date personale despre starea sănătății, despre starea materială, eu știu, despre relații de rudenie, sau înjura, folosea cuvinte ofensatoare, sau calomnia, spunând despre niște fapte care cel mai probabil nu s-au întâmplat așa sau nu poate fi demonstrat. Și tot așa nu sunt de acord cu comportamentul primarului Rotaru, care, iată, inflamează spiritele și face adunarea satului împotriva unui cetățean, chiar dacă acela e ales local. Nu există nicio lege ca să-l rechem din funcție pe un ales local de rangul lui Oleg Cernei. Nici consilierul din sat nu poate fi rechemat din funcție, nici consilierul raional nu poate fi rechemat din funcție. Nu există cadru legal pentru asta. Iar dacă el face ceva împotriva legii penal, dacă poți obține condamnarea lui penală, atunci doar poți să-l lipsești de mandat scriind la Comisia Electorală Centrală și mandatul îi se retrage. Până atunci, toate adunările astea, petițiile astea, că am văzut că cererea adresată primarului de convocare a ședinței de azi a fost scrisă pe data de 9 septembrie de cineva, Viorica. M-am uitat la datele documentului pe care l-a afișat Oleg Rotaru. Deci toate mișcările astea sunt activități politice, electorale. Nu sunt interzise, dar cam imorale. În timp de
criză energetică, de criză umanitară, Moldova e de chinuită de pericole de război, voi să vă răfuiți, să vă războiți așa unii cu alții, asta mi se pare imoral. Din timpul orelor de muncă, de exemplu, bine, azi e sâmbătă, e zi liberă, da, în zilele trecute se făceau proteste la școală, se făceau activități împotriva Lucernei la primărie. Ați văzut, asta m-a șocat, s-a boicotat ședința Consiliului Local, ședința ordinară din 9 septembrie. Și asta înseamnă iresponsabilitate a politicienilor, a funcționarilor care dețin și statutul de consilier. Și asta ar trebui să ne pună pe gânduri. Îi putem pedepsi doar la vot sau pe cale legală, scriind critici despre ei, despre ele, făcându-le publice sau denunțându-i organelor de drept. Nici de cum limitându-le libertatea de circulare, nici de cum înjurându-i, nici de cum amenințându-i, nici de cum calomniindu-i. Toate astea se pedepsesc prin lege și Oleg Cernei știe cel mai bine chestia asta și el face denunțuri, sesizări la organele de drept și puteți să-l luați ca exemplu. Mai bine faceți ca Oleg Cernei, din asta va avea de câștigat democrația și economia satului și cultura satului. Ați văzut, el azi n-a venit la adunarea voastră din fața Casei de Cultură, ci s-a dus la o adunare la Sângerei sau la Prepelița, nu știu unde, și a transmis vreo 4 live-uri în grupul ăsta despre Hopa și Derrida. Că adică îl doare în bască de eforturile voastre de a-l alunga din sat. Că eforturile de a-l alunga din sat sunt penale și poate să vină mascații să-l apere, să rămână în sat, pentru că sunt obligați de lege să apere un cetățean, să rămână în satul lui sau să ducă unde vrea, în orice alt sat. Nimeni nu poate să interzică chestia asta. Deci să aveți în vedere, vă rog. Și să nu uitați. Observ că vorbesc de foarte mult timp, foarte multă lume se uită la mine, dar nimeni nu îndrăznește să comenteze. Nimeni nu îndrăznește să intre cu mine în direct să polemizeze, să zică nu e adevărat, Oleg Rotaru e înger și Oleg Cernei diavol, că am văzut că așa retorică avea primarul de Sângerei, el fiind tare bisericos, religios, folosea astfel de termen. Dar și Oleg Cernei l-am văzut în live-urile lui. Uite, diavolii, sau cum mai zicea el pe acolo. Uite, drașii, nu știu cum. Retorica asta e periculoasă. Demonizarea. Să pui eticheta de că acela e cu satana, că ăsta l-altă e cu Dumnezeu. Demonizarea asta, amintiți-vă, a făcut victime într-un trecut nu foarte îndepărtat, chiar în satul nostru. Atunci au fost masacrați niște oameni pentru că erau de altă religie și de altă etnie. Acum riscați să vă căsăpiți între voi pentru opinii politice. Aveți grijă, vă rog, și nu vă lăsați provocat. Nu vă lăsați provocați. Cel mai înțelept fac cei care se abțin de la astfel de conflicte sau care au reacția normală de a se adresa organului de drept sau de a se adresa Facebook-ului, administrației Facebook-ului, administrației grupului ăsta de pe Facebook în care comunicăm. Sau pur și simplu îl blochează pe cel care îi hărțuiește. Decât să te duci să te plângi la cumătră, să începi să țipi în gura mare pe stradă că te hărțuiește cineva, blochează-l și nu o să te mai hărțuiască, nu o să te mai poată hărțui pe internet, iar dacă vine la poartă să te hărțuiască sau te sună, înregistrează apelul acela, de pe speaker pornește alt telefon sau roagă pe cineva să înregistreze, găsește-ți niște marturi, fă demersuri la poliție și crede-mă, dacă o să fie anchetat, audiat de vreo câteva ori de către poliție, inclusiv cea din sat sau cea raională, o să-i piară cheful să te mai contacteze, să te mai hărțuiască. Ăsta e sfatul meu de activist de drepturile omului cu stagiu, ca să zic așa, încă de pe timpul
când Oleg Rotaru era în Portugalia, iar Oleg Cernei era la Chișinău, că tot vă aud. Că ai fost la Chișinău, că te-a alungat de acolo. Poate nu l-au alungat, poate s-a plictisit omul, poate au vrut să facă politică locală și a ajuns, iată, la el în sat, la Baștină. A cumpărat o casă, s-a retras spre bătrânețe, la origini, ca să zic așa. Nu puteți să-l alungați din satul acela, nu puteți să-l alungați din raion, puteți să nu-l mai votați. Deocamdată l-ați votat, i-ați dat un mandat de 4 ani, tolerați-l. În cel mai rău caz, tolerați-l, adică acceptați-l așa cum este. Dacă vă face rău în mod personal cuiva, imediat apelați la organele de drept. Dacă face rău cuiva de alăturea, încurajați-l pe om să facă același lucru sau puteți să vă solidarizați. Dar nici de cum nu vă înhăitați, cum am văzut până acum pe internet și mă temeam că o să se întâmple și azi la club, în jurul fontanului celor pentru care s-au cheltuit milioane și azi vă deranja să vă auziți, de parcă nu era posibil să vă îndepărtați de fântâna aceea și să vă dați mai aproape de boxe, să urcați pe scările cele, măcar să nu stați în soare. Dar bine, e treaba voastră până la urmă. Să văd că a apărut un comentariu mai lungușor. Imoral ar fi să tolerezi un sat întreg purtarea individului. Nu vorbim de moralitate, puțin îmi pasă de moralitate, cât timp suntem la limita legalității. Deci pe mine mă preocupă mai mult drepturile omului și legea, respectarea legii. Și în cazul fondurilor cheltuite de primar și de consiliile locale, și în cazurile angajărilor de la liceu sau de la grădiniță, și în cazul amenințărilor lui Oleg Cernei. De exemplu, ce s-a întâmplat ieri, alaltă ieri, după ședința ieșuată, boicotată de la Consiliul Local din Pepeni, mi se pare inadmisibil. Mai puțin îmi pasă că se chicoteau angajatele primăriei despre Oleg Cernei, că el a intrat în sala de ședință și vorbea cu drapielul. Na, e treaba lui, poate să vorbească și cu icoanele, cum se întâmplă la biserică. Dar foarte grav mi se pare că primarul n-a putut să-și țină lăbuțele la el și l-a lovit peste telefon pe Oleg Cernei. Exact cum făcuse Cernei cu vreo câțiva ani în urmă cu directoarea grădiniței Manoilă, dacă nu greșesc. Și s-au judecat o vreme, Oleg Cernei risca să ia amendă sau chiar dosar penal. A avut dosar penal, putea să ia o pedeapsă penală pentru asta. A scăpat ca prin urechile acului, poate pentru că a fost simpatic cu cei de la judecătorie. Deci omul zice, imoral ar fi să tolereze un sat întreg purtarea individului. Tocmai ca să nu tolerez să fiu complice cu el, fac live-ul ăsta ca să mă delimitez de comportamentul lui Oleg Cernei și mai ales să-i avertizez pe cei care încearcă să-l combată pe Oleg Cernei și se comportă mai rău decât el. Nu înțeleg unde e politica aici. Iată unde e politica. Ambii sunt politicieni. Cei de la școală acuză că se bagă labele politice în educație, dar mai mulți învățători sunt consilieri, nu doar Oleg Cernei, și nu e scris nicăieri în lege că n-ai voie să lucrezi în școală, în educație, în învățământ. Poți și la facultate să predai dacă ești consilier local sau raional. Deci politica e clar, se luptă Oleg Rotaru cu Oleg Cernei pentru funcția de primar de Pepeni, care Pepeni s-ar putea să devină centru comunal și s-ar putea să fie interese economice mult mai mari decât până acum. Știi bine că lumea din sat sunt simpli și fără înregistrare, fără să înregistreze orice convorbire. Dar foarte bine că Oleg Cernei a înregistrat convorbirile cele pe care le-a avut la școală în vară, n-a avut curaj să le dea cu numele lui, le-a dat de pe numele nu știu cărui cazacu, dar cică, ia uitați-vă ce limbaj. Foarte bine că a înregistrat, pentru că am văzut în ce fel se vorbește la școală, am văzut în ce fel se, și iată, din mărturie de azi a doamnei Rudei, am văzut în ce fel se fac angajările și demisiile din funcție din liceul Agapie. Deci oamenii sunt simpli, dar lasă-i să învețe de la Oleg Cernei cum să-și apere drepturile și interesele, cum să ceară respectarea legii. Că Oleg Cernei face abuz de drepturile astea, e un risc și pentru voi.
Cum se întâmplă, iată, cu Maria Olar, dacă o urmăriți. A fost colegă cu mine în Hyde Park, am promovat împreună libertatea de exprimare și drepturile omului, dar ea acum face abuz de dreptul ei de a filma, pentru că, nu doar de dreptul de a filma, pentru că se duce și bagă telefonul oamenilor peste tot, în toaletă, în bucătărie, în spațiu intim, în mașină, și calomniază și incită la ură și înjură. Deci folosește calificative foarte grave, acuzatoare la adresa unor oameni pentru care nu are probe că ar fi corupți, de exemplu. La fel greșește și Oleg Cernei. Deci aveți grijă, învățați de la Oleg Cernei sau de la alți activiști politici sau de drepturile omului, dar învățați și să nu repetați greșelile lor. Astea sunt pericolele despre care am vrut să vă avertizez prin transmisiunea asta în direct. Repet, dacă vrea cineva să intre în direct cu mine, folosiți linkul de sub acest video. Puteți să intrați măcar cu microfon, dacă nu vreți să folosiți webcam. Sau comentați și iată, comentariile văd că apar anonime. Interesant dacă în grup tot anonime apar acele comentarii. Nu. În grup apar cu numele fiecăruia. Deci Irina Spânachi Posmag a zis despre imoralitate. Eu precizez că nu despre moralitate vorbeam. Serghei Ursu a zis că nu e nicio tabără. Eu văd împărțirea în clanuri, în tabere a satului. Și asta nu e neapărat rău. Așa e viața politică, așa e democrația, cu pluralism de opinie și cu pluripartitism și cu competiții de idei. Mai grav e când se trece limita legalului. V-am zis, puțin îmi pasă de moralitate, pentru că nu sunt popă și mi se pare mai important respectarea drepturilor omului. Iar în cazul ședinței de alaltă ieri, de la primărie, dreptate avea Oleg Cernei, care insista să se facă ședință extraordinară pentru că trebuie examinată prescripția ce de la inspecția financiară. Iar Oleg Rotaru, care nu știu cum a convins majoritatea de consilieri să nu vină la ședință, spera poate să o întind așa până, nu știu, până la Paștele așteaptă, că de grabă oricum trebuie să se întrunească în ședință de toamnă sau de iarnă să aprobe bugetul pe anul următor. Deci oricum chestiunea asta va trebui examinată. La ce folosește lui să tragă de timp câteva luni, de exemplu? Și dacă câteva luni se întrunește Consiliul Local, se dizolvă de drept și se fac alegeri anticipate. Deci nu cred că are nevoie de chestia asta. Sau poate i-ar folosi să abată atenția de la el, să abată atenția asupra Consiliului. Nu știu, deci dacă vă interesează viața politică din sat, întrebați-i pe consilierii care n-au fost pe 9 septembrie la ședință de ce au boicotat ședința, de ce n-au vrut să examineze prescripția aceea a inspecției financiare, care vorbește despre cheltuirea ilegală, necorectă a câtorva milioane de lei din bugetul public, local, care se face din impozitele locale și din trimiteri de la guvern. Fără moralitate, drepturile omului par a fi doar o poveste în care crezi doar tu. Fără moralitate, am și ajuns unde am ajuns. Ok, dacă vreți puteți să vă jucați și cu astfel de nuanțe. Mie mi se pare, eu chiar am scris și o teză de licență când am absolvit facultatea în 2006, împotriva unui cod deontologic al cineaștilor, că am făcut facultate de film. Deci, Irina, m-am documentat și mă pricep la cât de importantă e moralitatea. Cred că e vorba lui Tarlev preamatur. E prea devreme să vorbim despre morală, despre etică, când sunt încălcări flagrante de legi și de drepturi. Sau e o diversiune? Cineva apelează la morală și la etică când vrea să facă o mare tună, o mare fraudă, când vrea să facă o mare ilegalitate.
Și cine a zis că bate brega câmpii? Tot acolo a zis cineva că brega bate câmpii. Serghei Ursu. Ok. Na, la asta mă pricep, asta fac. Comentez ce am văzut și vă poftesc și pe voi. Să vedem ce s-a mai comentat la Arcadii Covaliov, primarul de Sângerei, care a fost reporter partizan de la evenimentul de la Pepieni. Sper că nu era printre cei care protestează, printre cei care au ieșit azi în fața clubului, actualul director interimar Pavel Maxian. În schimb îl văd, iată, pe Serge Mangole. Și am văzut-o pe vecina noastră de la Pepieni, doamna Glib. Am văzut-o pe doamna Grosu și au mai fost oameni care au venit și oameni de la Sângerei. Fostul vicepreședinte de Raion și actualul primar de centru raional. Ghenadi Donos, înțeleg că a avut și el un incident la școală, înțeleg că e lider sindical de acolo. Și comentează că n-a fost în incitare la ură din partea lui Covaliov, ci Oleg Cernei merită să fie tratat astfel. Iată, Ghenadi Donos zicea, dacă tot faci trimitere la legi și îndemn colegii mei să studieze pentru a riposta consilierului dezlănțuit, vă informez că la 1 septembrie, în calitatea mea de lider sindical național ramural în domeniul educației, am venit la liceul din Pepieni ca să mă documentez, să menționez, să monitorizez cum sunt respectate drepturile membrilor de sindicat din școală. Cred că am văzut un live de-al lui Oleg Cernei cu un lider sindical, probabil erai dumneata. Și atunci nu mi s-a părut nimic ieșit din comun. Zice, am simțit pe propria piele ce înseamnă să aduci argumente și să faci trimiteri la lege contrar opiniei lui Cernei. Și eu știu cum e să polemizez cu Oleg Cernei, dar credeți-mă, polemica cu oricine poate să-ți aducă cucuie și de aceea e bine să folosiți argumente și nu forța cum a folosit primarul Rotaru. Oamenii au dreptul la liberă exprimare, zice cineva și îmi place acest comentariu. Da, dar libertatea de exprimare, credeți-mă, am experiență de 20 de ani de promovare a libertății cuvântului. Libertatea de exprimare nu este un drept absolut. Da, e baza democrației, e un drept fundamental și e bine că vorbiți. Mă bucur că Oleg Cernei transmite în direct. E minunat că faceți meeting-uri, proteste și e chiar extraordinar că doamna Rudei a făcut mărturie aceea de 25 de minute. Dar aveți grijă că libertatea de exprimare e ca un cuțit foarte util, l-a tăiat pâine, l-a curățat cartofii, l-a altoit copacii, dar poți să omori cu un cuțit, poți să te tai tu însuți sau tu însăți. Deci, libertatea de exprimare are limite. Nu poți cu libertatea de exprimare să inciți la ură, la violență, la discriminare. Nu poți să calomniezi, nu poți să aduci injurii. Dacă vreți să mă credeți bine, dacă nu, încercați și învățați din greșelile voastre, s-ar putea să vă coste scump. Oleg Cernei vorbește corect, dar vorbește mult. Cine zice chestia asta, da, nu greșește, dar e ciudat totuși cum s-au făcut presiunea astăvară ca Oleg Cernei să fie angajat, când el putea
pur și simplu să fac o cerere, eventual să participe la concurs și fără presiuni de sus. Mărturie doamnei Rudei de azi de la meeting mi se pare șocantă și revoltătoare. E descalificantă și pentru sistemul educațional din care făcea parte doamna Rudei. Dar e descalificantă și pentru Oleg Cernei dacă e adevărat că s-au făcut atâtea presiuni, atâtea telefoane pentru angajarea lui pe linie de direcția educației raională. Deci dacă e așa, Oleg Cernei, îmi pare rău, ai probleme cu metodele de a-ți asigura un loc călduț la bătrânețe. Mai cinstit era când candidai independent sau din partea Partidului Verde, ca să zic așa, mai cinstit era atunci decât așa. Oricum, ziceam, acel incident, acea formă de angajare a lui Cernei merită să fie analizată de către CNA, de către ANI, de exemplu, dacă se constată conflict de interese. Și cei vinovați trebuie pedepsiți. Am zis asta la începutul intervenției mele. Sper că s-a reținut. Mi se pare dureros că persoanele nu pot vorbi direct, ci doar prin conturi false. Oamenii au de ce să se teamă, pentru că au fost destule episoade în care oamenii au suportat consecințele sincerității și ale curajului lor și de ce oamenii se păzesc. Dar eu de mulți ani, de când mă țin minte, în viața publică încurajez pe oameni să polemizeze, să discute, să strige despre durerea pe care o au, cu toate consecințele, pentru că din asta are de câștigat și societatea. Din asta are de câștigat democrația. Chiar dacă problema ta punctuală, personală, nu se rezolvă sau chiar se agravează, dar din experiența asta ta au de învățat alții și s-ar putea ca următorii care vin pe cărarea bătătorită de tine să reușească mai mult, pentru că merg deja pe un teren bătătorit și nu prin hârtoape și nu prin arătură. Cam atât am avut de zis. Dacă nu vrea nimeni să polemizeze cu mine sau nu vrea să mai comenteze, probabil o să partajez cu și ecranul și o să vă arăt ce am. Share screen, da? O filă de Chrome. Și o să vă arăt, iată, grupul frătești pe care sunt acum în direct și în mod uimitor mă privesc până la 100 de oameni în același timp. Sunt uimit că în câțiva ani de când e grupul ăsta creat avem, iată, 7500 de membri, dar observ că unele conturi sunt false, nu știu dacă ați observat, o vreme se postau tot felul de porcării în grup. Inclusiv evenimente religioase sau chestii, deci astfel de conturi au fost blocate și ele încă rămân probabil la număr în cele 7500, dar au fost blocate și nu mai pot să facă evenimente, nu mai pot să publice nimic în grup. Totuși aș vrea mai mult activism, mai multă implicare de la persoanele care sunt în acest grup. Iată, Oleg Cernei a apărut, dar se preface că îl cheamă Consiliul Raional Sângerii Consilieri și nu dă cu bărdița, doar întreabă dacă ne-a plăcut adunarea de azi. Fix despre asta am vorbit 35 de minute. Vedeți că grupul s-a transformat într-un fel de macler, lumea a început să vândă. Oh, dar s-a gaidat că ăsta văd că e cam obraznic, ca strângea metalozat și acum a început să vândă mașini, dar cu vândut mașini nu o să-l las, de ce îl bag la moderare și o să-i șterg astfel de posteri. Luni pleacă cineva la Chișinău și are 3 locuri libere, dacă vreți să mergeți cu omul, cineva vinde poamă.
Iar Oleg Cernei se laudă cu evenimentul lui de la Sângerei. Iată, i-am comentat mai devreme că are un curcubeu fain pe fundal, pentru că e simbolul diversității. Cineva vinde lucernă foarte bine face. Asta e postarea lui Oleg Rotaru de astă noapte, când încerca să cheme lumea la eveniment, dar la eveniment a venit foarte puțină lume și asta e bine, poate că nu s-a implicat partizan în conflictul ăsta. Nu știu cum face Oleg Rotaru, el probabil scrie un Word sau îi scrie cineva și el după ce îi copiază, că apare cu așa formatare textul pus în Facebook. Că altfel nu pot scrie decât așa. Deci probabil le copiază din Word. Sper că nu îi le scrie tot Viorica Vulpi textele. Că Oleg Rotaru are probleme cu gramatica, din câte țin minte. Ca și Oleg Cernei, de altfel. Aici sunt comentarii și critice și încurajatoare. Geo Manuilă zice, schemați și un psihiatru sau psiholog, asta e atac la persoană. Chiar dacă consideri omul bolnav, doar nu o să te apuci să-l persecuți pentru că ar fi bolnav, doar nu-ți bagi joc de un om bolnav, nu? Și Oleg Cernei foarte bine intervine, pentru că instigarea asta publică la violență și ură se pedepsește penal, să vedem ce va zice procuratura. 16 persoane au reacționat, cele mai multe l-au susținut pe Oleg Cernei, 3 s-au hlezit și una s-a enervat. Iar Oleg Cernei nu e foarte afectat. Își petrece timpul de weekend distrându-se. Ups. Cam asta atmosfera în grupul nostru, frătești, care include și Pepenii, și Sloveanca, și Bălășăștii, și Romanovca, și Răzălăi, Pepenii noi. Poate să participe lume și din Prepelița, și din Rădoaia, și din alte sate alăturate. Am văzut mai multă lume care face cor acolo, campanii împotriva lui Oleg Cernei, iată, denunță contul lui Vasile Cazacu ca fiind un cont fals. Larisa Manoil, mai devreme văzusem o postare și de-a lui Victor Buțcu, alt coleg al nostru de generație, chiar coleg de clasă al meu, care și el e consilier local, dacă nu greșesc. Erau cândva rivali, concurenți cu Rotaru, și cu Rotaru și cu Cernei, dar acum înțeleg că s-a înregimentat într-o tabără, în tabăra primarului. Iată, demersul ăsta e scris de Viorica. Oleg Rotaru, om din gospodar și gospodar va fi. Da, n-ai văzut din gospodar să iasă niște risipitori, sunt oameni diferiți, depinde și de temperament, depinde și de anturaj, depinde și de educație și de multe circunstanțe. Ăsta e incidentul de la primărie din timpul ședinței de consiliu, ședință ratată din lipsă de quorum. Și aici e momentul la minutul 25, când Oleg Cernei urcă sus la secretariat și la angajații primăriei și e adevărat că l-a enervat tare pe Oleg Rotaru, i-a zis coruptule, coruptule, și acela n-a putut să-și controleze emoțiile și l-a lovit peste telefon. Poc! Asta mi se pare inadmisibil și Oleg Rotaru va trebui să plătească cel puțin o amendă. Iar lui Oleg Cernei puțin îi pasă, iată ne arată fete care cântă în rochii populare rusești, probabil.
Dar ce, de două ori a fost în direct? Puh, a cam poluat grupul, dar bun, poate v-a fost interesant. Iată, cuiva îi place și l-a lăudat pentru asta. Oleg Cernie a comentat invitația primarului la evenimentul de azi. Pretinde că primarul ar fi furat milioane din primărie. Deocamdată nu există nicio hotărâre de judecată de condamnarea primarului și de aceea sunt doar declarațiile lui Oleg Cernie și prescripția inspecției financiare. Și iată, acum 10 ore, primarul intervine, toarnă gaz pe foc, că oamenii ar fi amenințați că vor fi adați afară de la lucru ei sau copiii lor. Da, am auzit că Oleg Cernei vorbește necivilizat cu cei pensionați, de exemplu, dar viața e dură, dar grea. Se pare că pensionarii sunt rugați să lase locul celor care n-au de lucru și au terminat școală pedagogică, ar vrea să lucreze în satul de Baștene, de exemplu, inclusiv Oleg Cernei, care își încheie cariera politică, vrea să revină la școală. Și Oleg Cernei defilează cu postări din opoziția guvernării în care acuză CNA că l-ar acoperi pe primarul Rotaru. După cum vedeți, lucrurile sunt fierbinți și vor fi încă mai fierbinți. S-ar putea să scadă elanul profesorilor și al profesoarelor care făceau, nu văd decât femei aici, care făceau proteste, probabil după ore, dacă bate soarele dincolo, nu, e dimineață, înainte de ore. Dacă bate soarele dincolo, dinspre muzeu, înseamnă că e dimineață, la prima oră. Și Oleg Cernei cu răsărita lui bătută și cu gazonul, da, fix asta trebuie să facă gospodarul la țară, să aibă gazon. Și cositoare. Ce am eu aici? Asta am oprit-o. Tot 90 de oameni se uită la mine. Să vedem ce comentarii dar mai sunt. V-a plăcut adunarea de azi, ne întreabă Oleg Cernei. Instigarea la ură și violență din partea domnului Covaliov. Da. Covaliov a fost mai activ chiar decât primarul Rotaru. Asta am observat și am comentat mai devreme. Poate un om care a terminat istoria cu 30 de ani în urmă să fie acum pedagog fără experiență de lucru? Mă întreabă cineva cu grafie chirilică. Spre deosebire de tine, omule, Oleg Cernei a făcut masterat la SNSPA. Eu abia acum am văzut la SNSPA fac masterat, dar el făcea acum 20 de ani, acum 23 de ani când eu terminam facultatea aici la București, el făcea masterat la SNSPA. Și a învățat să scrie cu grafie latină și să scrie aproximativ corect românește. Deci, cel puțin cursuri de istorie și de educație civică și drept sau ce acolo, noi și legea, Oleg Cernei ar putea să dea, vă zic, aveți ce să învățați de la el, avem ce să învățăm de la el. Evident, nu trebuie să repetăm tot ce face el, pentru că sunt foarte multe lucruri greșite, excesive, pe care le practică, mai ales pe din ascuns. Nu în față, nu direct, ci pe din ascuns, ce face Oleg Cernei, nu trebuie repetat. Dar să predea istoria, chiar dacă a făcut facultate cu 30 de ani în urmă, mi se pare evident, capabil, bun, și așa că, deocamdată, cât e oficial și legal angajat, lăsați copiii să meargă la cursurile lui Oleg Cernei. Eventual, lăsați-i să meargă și la muzeu, că am înțeles că are și funcția de director al muzeului din școală.
Nu știu ce fel de angajare e asta cu un sfert din salariu, cu doar câte 6 ore pe săptămână, sau nu știu ce zicea că are. Dar dacă prevede legea așa, dacă e făcut totul conform legii, acceptați-l, tolerați-l, credeți-mă că avem în școală profesori mai puțin pregătiți la materiile pe care le predau decât Oleg Cernei. Deci, ca specialist, nu mă îndoiesc că știe destulă istorie și politică și are și experiență proprie, personală, că e maestru și la intrigi și la hărțuieli, nici asta nu încape îndoială, dar credeți-mă, vremurile vin atât de grele și vor fi atât de grele și în sat, și în țară, și în regiune, încât e bine să învețe de pe acum și copiii și colegii lui învățători să învețe să reziste la astfel de condiții. Iată, cineva și-a răspuns că poate. Să văd cine a răspuns că poate. Ce am făcut eu aici? Trebuie să dau așa. Unde e sus asta? Poate. Oleg Cernei, nu mai distribui postarea asta tot în grupul frătești, dacă eu chiar în grupul frătești o fac în direct. Nu sunt altă parte. Eu transmisiunea asta live o fac în grupul frătești. Verificați, uitați-vă în grup, că asta e un sfat și pentru alții care publică, mai ales de-a lui Arcadi Covaliov, o grămadă de chestii care au fost deja publicate. Unul, Ionuț, Ionică, publică în disperare orice live de-a lui Covaliov în grup, chiar dacă l-a pus chiar Covaliov, de exemplu, sau alte chestii. Deci aveți grijă, ăsta e un grup tematic, nu publicați orice live vi se pare interesant, șocant, ci numai cele care au legătură cu area geografică, cu frăteștii, cu pepeni, sângerei maxim, până la Bălți, până la Orhei, nu mai mult. Deci tot ce se învârte în jurul pepenilor, eventual și din lumea largă, dacă e făcut de pepeneni. De exemplu, puteți să transmiteți din Africa, din Grecia, pe unde e Mihail Pântea, colegul nostru aviator, sau pe unde ajunge Gaiciuc, eu știu, îl trimit pe undeva ambasador sau îl iau ostatic în Rusia. Și asta ne interesează, chiar dacă e de peste hotare, dar e despre om de la noi. Asta publicați în grupul nostru. Altfel vom considera că e spam și vă vom trimite pe alte grupuri care sunt generale și pe care puteți să publicați orice, inclusiv poezii, poezii de ce poezie am văzut eu că se băgau. Naționaliste, care o fi poate de interes pentru multă lume, dar cei mai mulți din ăștia 7.000 care sunt în grupul Frătești sunt convins că vin aici să vadă ceva despre Frătești, din Frătești, pentru Frătești și nici de cum chestii generaliste de care găsești pe orice alt grup. Dragii mei și dragele mele, consăteni și curioase care priviți dintr-o parte, cam atât am avut de zis. Părerea mea despre conflictul de la Pepeni. Sper să învățați din greșelile astea, sper să învățați din acest conflict, să fiți atenți la cine și cum și ce zice, ca să avem de câștigat cât mai mult din aceste dezvăluiri, dar să nu vă lăsați incitați și să nu se ajungă la excese, pentru că unii poate care au studii superioare, care au mai auzit de codul penal, știu că nu-i voie să dai în cap, să limiteze drepturi. Dar alții mai puțin mergi la biserică sau un pic aghezmuiți sau cu orizonturi juridice mai înguste. S-ar putea să nu știe chestia asta, să simtă atmosfera asta ostilă de ură, de dispreț.
și să apuce să arunce cu pietre, să dea cu sapa, cum s-a mai întâmplat, să împuște, și atunci va fi foarte grav. Deci democrația e necesară, polemicile, competițiile de idei sunt necesare, dar cu responsabilitate și fără excese, ca să nu ieșim de pe făgașul democrației. Ținem legătura, poate o să mai intru în direct, mi-a plăcut cu voi, n-am mai avut de mult public de peste 100 de oameni. Dacă vei interesantă părerea mea, sunt încântat și onorat. Ținem legătura, puteți să-mi scrieți mesaje private, pot să vă garantez anonimatul dacă aveți nevoie de protecție. Vă pot ajuta și cu mediatizare, cu difuzarea unor informații, dacă vreți să afle cineva vreun eveniment, vreo întâmplare, vreun caz, mai ales dacă aveți probe, video, audio, înregistrări, screenshot-uri, print screen-uri, fotografii de pe ecran, descurcați-vă, învățați să vă adaptați tehnologiilor noi ca să vă apărați pe voi și pe alții din jur, că e nevoie în veacurile astea, chiar și pe timp de război, e nevoie de umanism, de solidaritate, de inteligență, de pacifism, că ură am avut în trecut și am văzut la ce s-a ajuns cu ură și cu violență. Seară bună!